Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Simona Pătruleasa. Bun găsit la știrea zilei! Vara și-a intrat în drepturi, iar vedetele sunt gata să fure toate privirile cu trupurile lor bine lucrate. Pepe și Roxana Vancea au ajuns în vizorul paparaților. E vară, așa că vedetele își găsesc refugiu pe plajă, în vreo curte umbroasă sau pe lângă o piscină răcoroasă și renunță treptat la haine. Ocazie perfectă de a le vedea trupurile ascunse adesea subținute de spectacol. Apariția simpaticei Roxana Vancea în costum de baie la deschiderea sezonului estival este un material ce nu poate lipsi din portofoliul niciunei echipe serioase de paparații. Roxana Vancea nu se lasă nici acum, afișează un corp demn de invidiat și știe cum să își pună în evidență formele bine lucrate. Roxana și buna ei prietenă, care îi este și parteneră de antrenamente la sală, au mers să se răcorească la o piscină de fițe din zona Otopeni. Firește că au ajuns rapid în centrul atenției. Chiar și partea masculină a showbizului monden a dat cu subsemnatul la piscină. Latino lover-ul Pepe încă face senzație cu un corp de culturist și o alură de macho veritabil. Deși este mai tot timpul ocupat, fie pentru concerte sau cu familia, cântărețul își găsește și momente de respiro. Cu un corp bine lucrat la antrenamente și cu pletele în vânt, Pepe are alura unui macho veritabil, legănându-se lejer în ritmul muzicii care răsună în boxele din locația respectivă. La un moment dat, pentru că soarele era destul de puternic, Pepe a primit ajutor de pe margine. Cineva i-a dat o șapcă pentru a se proteja de ultraviolete. Dar chiar și așa, cântărețul n-a reușit să treacă neobservat. Un avion cu două persoane la bord s-a izbit cu putere de asfaltul unei autostrăzi aglomerate. A urmat o explozie uriașă, dar și o minune în mijlocul acestui haos de nedescris. Iată imaginile care vă avertizăm au un puternic impact emoțional. Yeah, I know. We're still trying to get a little altitude. I lost my right engine. Acestea au fost ultimele cuvinte transmise de pilot către turnul de control. Continuarea a fost văzută de șoferii care se aflau pe această autostradă aglomerată. Avionul s-a prăbușit pe mijlocul drumului, iar explozia care a urmat a băgat spaima în cei aflați în autoturisme. Vâlvătaia a fost atât de puternică încât a fost nevoie de intervenția pompierilor pentru a stinge flăcările. Două persoane se aflau în avionul de mici dimensiuni căzut pe autostradă. Curajoși, martorii au intervenit imediat pentru a scoate victimele din mijlocul carcasei cuprinse de flăcări. Bărbatul și femeia din avion aveau mai multe răni, dar viața nu le-a fost pusă în pericol. Autoritățile din Statele Unite au demarat o anchetă pentru a stabili cauzele acestui accident. Pentru turiștii de pe litoral e ghinion curat, dar pentru comercianți mană cerească. Vremea răcoroasă de la mare i-a împins pe cei mai mulți în magazine, de unde au cumpărat mai mult de plictiseală, chilipiruri de toate felurile. Ce suveniruri au găsit turiștii pe tarabele vânzătorilor, vedeți acum. Pistol de făcut balane. De făcut balane, da. Ai un pește care face balane, da. Cum ar veni? E fain. Aveți idee cum funcționează? Da, are aici ceva de apăsat. Ia să loc de plajă la cumpărători. Da, dacă e timpul. Ce ți-ai cumpărat? O pălărie. Ia arată-ne. Pune-ți-o pe cap să vedem dacă stă bine. Ia să vedem. Bun, bun. Roșie să nu fii de ochiat. Da. Cât ai dat pe ea? 5 lei. Suporturi pentru umbrelă. Suporturi de umbrelă. Da. Și v-ați dat toate culorile. Ma încercăm pe cât posibil. Cât costă un astfel de... 10 ron. Nici n-ați mai auzit de asemenea obiecte, dar ele există, toate, pe tarabele de pe litoral. De la suporturi din plastic pentru umbrele, până la brelocuri cu blană și animale din pluș de toate culorile. De pildă, acesta. Ce este această creatură roșie? Un chihuahua. Un chihuahua, da? Da. Și n-au obosit, că latră în continuu. N-au obosit. Vrea să-l cumpere cineva. Își caută un stăpân. Cea mai gălăgioasă jucărie din stațiunea Mamaia și-a găsit și cumpărător. Doi soți simpatici din Vaslui care îi vor face nepotului o surpriză. Doamnă, felicitări! Acest cățel chiar avea nevoie să fie adoptat. Da, pentru un nepoțel.
Ce aveți aici asta? Ce e asta? Da, un coșuleț cu o stea de melci, cu o stea de mare. Ce v-ați mai luat? Făcut nouă bocinitare. Magnet de frigider. Da, magnet de frigider sunt pentru, și pentru că pleacă în Italia. Turiștii care s-au adăpostit de vremea rea au ales în special magazinele de suveniruri, de unde au cumpărat chilipiruri de toți banii. Aceasta este o scumuieră, tot un suvenir luat de la... Este în satul de aici. Păi și cât ați dat pe ea? 10 euro? 10 euro, da. Băi, ieftină, nu? 10 euro am dat, 10 euro am lipit. Ca să nu uit prețul. Sunt, cred că, cu niște peisaje. Deci când tematice. Da, tematice ca și... Da. Se vede marea. Da. Tema Mamaia, scoici. Dacă da. Tot n-am fost pe plajă astăzi, măcar să aveți plaja întipărită pe cană. Da, da, da. Vremea urâtă din stațiunea Mamaia a fost totuși motiv de bucurie pentru comercianți. Vânzările au mers ca pe roate. Mamaia sunt persoane care își mai au și costume de baie și loții buni, se pregătesc pentru a ieși la plajă. Deci vă convine vremea asta? Într-o oarecare măsură, da. Iar cine n-a avut chef de cumpărături și-a programat o zi la Delfinariu. Pentru spectacolul de la ora 15, turiștii au stat la cozi kilometrice. De cât timp? Nu m-am uitat la ceasta, 40 minute, 45 sigur. Păi da, dacă vremea îi cum îi. Întâlnirea cu delfinii. Temperatura apei mării îi cum îi. Asta e. Și uite ce e aici. Stai 3 ori la coadă și stai ori la delfinariu. Deci 3 în 1. Într-un final însă, așteptarea a meritat. Atenția pe șoselele țării duce la nenorociri care îndoliază familii și lasă copiii orfani. Ca să vă feriți de pericol, nu procedați ca oamenii din imaginile următoare care vă pot afecta emoțional. Sunt imagini ale ignoranței de care dau dovadă mulți pietoni. De această dată vin de la Constanța și surprind o femeie care vrea să traverseze, dar nu pe trecere. Deși zebra nu e mai departe de 100 de metri, ea se avântă periculos printre mașini. Șoferul din mașina albastră, care circula cu viteză, trage de volan, dar nu reușește să evite impactul. Femeia se izbește de portieră și cade inconștientă pe asfalt. Din fericire, a scăpat cu viață, dar inconștiența o va marca pentru totdeauna. E valabil și pentru șoferi. Pe o șosea din Galați se întâmplă invers. Deși pietonul, o tânără de 25 de ani, traversează pe zebră, nu e ferită de pericol. Un teribilist la volan pur și simplu o spulberă. Femeia a avut norocul că nu s-a lovit la cap, dar a suferit o contuzie la abdomen. Șoferul, pe de altă parte, va suporta consecințele. Cei care locuiesc în zonă spun că trecerea de pietoni e foarte periculoasă din pricina mașinilor parcate pe dreapta și a vizibilității reduse. Emoții uriașe pentru pacienții unuia dintre profesorii audiați în scandalul Șpăgii de la Universitatea de Medicină și Farmacie. Programați încă de ieri la operații, oamenii au răsuflat ușurați abia astăzi de dimineață, când chirurgul a intrat în sală. Urmează un material filmat cu o cameră ascunsă. Au inima cât un purice și vorbesc în șoaptă de teamă ca nu cumva operațiile să fie întrerupte, mai ales după avalanșa de mascați care a dat ieri năvală în cabinetul profesorului Alexandru Bucur. Ieri deci nu am ieșit. Dar situația e cum sunt ea. Nu este Așa se șoptește pe holurile Spitalului de Chirurgie Oromaxiofacială. Rudele celor care au intrat în sală dimineață așteaptă cu nerăbdare vești. Mulți s-au temut că operațiile programate vor fi amânate. Reputatul chirurg, alături de șeful Catedrei de Anatomie și alți profesori universitari, sunt suspecți într-un dosar de corupție. Procurorii cercetează un caz de mită în care sumele date de studenți pentru examene ar fi fost și de 500 de euro. Dar pacienții care stau la ușă se gândesc la sănătatea rudelor. Operație complicată, mai complicație foarte grea. După ce au răspuns în fața anchetatorilor, profesorii Florian Filipoiu și Alexandru Bucur au plecat acasă.
La Universitatea de Medicină astăzi n-au mai fost descinderi, iar studenții susțin examenele programate. Vă rog să luați că nu este acceptată de noi. Nu sunt acceptată? De ce? Sunt într-o piață publică. Cine este personajul misterios care agită spiritele? Pe lacul mare și atent va pescui cu spor și pește mult va ridica pescarul amator. Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Simona Pătruleasa, bine v-am regăsit la știrile Canal D. Scandalul de la manifestația anti-gay organizată în Cluj a pornit o adevărată isterie pe internet. Mulți au condamnat atitudinea jandarmilor care au imobilizat o tânără din tabăra adversă în mijlocul mulțimii. Povestea ia însă o altă întorsătură după incident. În înregistrare apare un personaj misterios cu insignă de polițist care ar fi primul care a ținut morțiș să o ia pe femeie din mijlocul manifestanților. Ce legătură este între acest individ și autorități? Niciuna. Individul chel cu tricou negru nu e vreun polițist sub acoperire. Vă rog să o luați că nu este acceptată de noi. Nu sunt acceptată? Vă rog, de ce? Sunt într-o piață publică. Dar în mod bizar se poartă ca unul. O filmează îndeaproape pe tânără ca apoi să scoată de nicăieri o insignă care seamănă cu cea a oamenilor legii. Când încă dialogul se desfășura pașnic între jandarmi și actriță, necunoscutul trece la acțiune. Bărbatul, care se vrea a fi o autoritate la fața locului, e primul care o atinge pe tânără, trage de ea de față cu jandarmii și ține morțiș să o alunge din mijlocul manifestanților. În astfel de situații, jandarmii încearcă calea dialogului sau orice altă posibilitate de detenționare pașnică a unei situații. Fiind avertizată persoana, este ilegal să intervină pentru tulburarea unei adunări publice declarate. Jandarmii au respectat acest protocol, nu și individul care face contrariul. Supărată că e scoasă cu forța chiar și când negociază șederea, tânăra își pierde și ultimul dram de calm. E momentul în care forțele de ordine îl iau în vizor. Unul dintre jandarmi îi spune individului că n-are niciun drept să intervină și îl roagă să plece, pentru că nu se conformează ca să scape de el adevărații oameni ai legii îi dau de muncă. Omul cu insigna de polițist dispare apoi din peisaj. Gurile rele spun că de la el ar fi pornit totul. Dacă nu ar fi trecut peste protocolul jandarmeriei, cazul putea fi rezolvat și cu mai puțin scandal. Cine este bărbatul din imagine? Schweizer Ciobo are o asociație numită Organizația Generală Voluntară pentru Prevenirea Faptelor Antisociale. Pe internet el se laudă cu mai multe acțiuni ale oamenilor legii la care susține că a participat în aceeași calitate. Mai mult, pe site-ul organizației apar și nume de instituții partenere care susțin însă că nu au colaborat niciodată cu acesta. Gruparea de jandarmi mobilă Cluj-Napoca nu are nicio legătură cu asociația menționată de dumneavoastră. Pentru a-l identifica pe acest om, polițiștii au început să facă verificări. Am încercat să-l contactăm pe numărul asociației pe care o reprezintă, dar avea telefonul închis. Intervenție de urgență a medicilor de pe ambulanță pentru o turistă care făcea yoga pe trotuar în fața gării din Constanța. Șocați de comportamentul ciudat al tinerei, trecătorii au sunat la 112. Urmăriți dialogul halucinant dintre cadrele medicale și fata care a fost întreruptă din meditație. Refuzați consultul? Sunteți umator, da? Că refuză. Face yoga! Face yoga! Băi, ce sunt de ochi puțin? Da, se dezbată. Ce e asta? E căcat de păstate. Lăsați-o, doamnă, în pace. Face yoga! Medicii de pe ambulanță sunt înmărmuriți. Această tânără de 25 de ani face yoga în fața gării din Constanța, sau cel puțin așa intenționează. După bagaje, pare a fi turistă pe litoral, doar că până să simtă nisipul sub tălpi, a decis să mediteze pe trotuar.
spectacolul tinerei a început la ora amiezii. S-a pus în șezut cu picioarele încrucișate și a început să ridice mâinile în aer de parcă ar invoca divinitatea. Consternați de ipostază, oamenii au sunat la 112. Îmi dai voie să controlez, să te verific? Da. A zis că da. Da, atunci hai să ne urcăm pe targă, vă ducem în mașină să vă verificăm. La. La ce? La ce să mă Degeaba se roagă medicii de ea să o trateze. Imediat după ce o ridică de jos, fata plonjează pe trotuar spre disperarea doctoriței care încearcă să o prindă în cădere. Supărată pare se că a fost întreruptă din meditație, tânăra începe să-și butoneze telefonul. Comportamentul ei detașat stârnește imediat comentariile oamenilor. Dar ce este asta? Ce manifestă? A venit la Neverfit. E conștientă? Pentru medicii de pe ambulanță, intervențiile ciudate nu se opresc aici. La doi pași de fata care face yoga, doarme un tânăr răpus, se pare, de aburii alcoolului. Hai, tata, hai să te ridici, hai să te duci în ambulanță. Vrei neapărat să ajungem vedete în seara asta? Despre el, martorii spun că ar fi venit din Vama Veche, hotărât să ia trenul spre casă. Somnul l-a lovit însă tot în fața gării. Odată pus pe targă, tânărul și-a ieșit din minți. Într-un final, tânărul cu chef de scandal a fost dus cu ambulanța la spital. Între timp, fata care făcea yoga s-a ridicat din mijlocul străzii și și-a văzut de drum. Canalizările din București, dar și autoritățile locale, au picat testul ploilor torențiale din ultimele zile. Culmea, la ore bune de la ultimii strop de ploaie, am descoperit străzi care pot fi ușor confundate cu niște bazine în toată regula. E groaznic, eu n-am mai văzut așa ceva. Asta e România, tată, asta e România. Bun venit pe strada rezervelor. Cei glumeți pot completa strada rezervelor de apă. Cred că va trebui să o colesc acum, că n-am pe unde să o iau. Da, așa e mereu aici când plouă? De majoritatea dăților, da. Când plouă așa torențial mai multe zile la rând, cam da. Sunetul care ne înconjoară ne duce cu gândul la mare. Apa avem, valuri se formează, așadar rămâne o singură întrebare. De ce să mai mergem la mare? Deși au trecut ore bune de la ultima repriză de ploaie, această stradă a fost uitată de autorități. Foarte greu, foarte greu. Abia s-a mutat fata aici și uita ce e aici. E da, da, e apă mare. Ce mai, nu poți să treci cu copilul la grădiniță? Nici șoferii nu s-au descurcat. Foarte greu, foarte greu. Nici pietonii. Aici e groaznic, e pur și simplu trebuie să... Guarda, uitați-vă la picioarele mele. Ce ați făcut, cum ați luat? Am trecut-o prin bălăriile astea și m-am mutat toate la picioare. Dacă tot s-a simțit briza litoralului, atunci locuitorii din acest cartier au pus mâna pe telefon și au fotografiat marea, pardon, strada. Cum canalizările noastre cedează la fiecare ploaie, ce ne rămâne de făcut? Două cu căruța e mai sigur. Uite, vezi, calul nu s-a speriat. Dacă autoritățile nu intervin, atunci intră în acțiune umorul românilor. În altă parte a orașului, într-o zonă reabilitată recent, un bucureștean s-a așezat la pescuit, în mijlocul străzii. Pe lacul mare și atent va pescui cu spor și pește mult va ridica pescarul amator. Întrebarea este alta. Oare ce s-o fi prins de cârlicul lui? Milioanele de euro înghițite de infrastructura orașului? Hai acolo, că sperime! Trage-l! Rămâi fără gută, cu. Dacă prinde cumva peștișorul de aur, îl sfătuim pe acest pescar să ceară un singur lucru. Să ne mutăm cu toții la Veneția. În Timișoara poți să furi cât vrei fără să pățești nimic? Asta se întreabă Cristi Brâncovan, cel care le-a pus gând rău hoților în zadar. Deși au fost filmați de nenumărate ori când fură, indivizii din imaginile următoare sunt lăsați mereu în libertate. De ce nu vor procurorii să-i vadă nici cu imaginile în față? De ce stau cu mâinile legate în timp ce ale hoților umblă libere prin buzunarele oamenilor sau pe rafturile magazinelor?
Au zis pentru că prejudiciul e prea mic. Au zis că ce contează dacă îmi fură de 50-60 de lei, asta e nimica. Nu reprezintă un pericol public. Este a treia oară în câteva zile când aceiași indivizi sunt filmați cum fură. Sunt 4 la număr, 3 dintre ei rude, iar acum au pus ochii pe câteva șampoane. Nici nu apucă bine să-și îndese în geantă cele 3 recipiente, că mai mulți clienți își dau seama ce se întâmplă. Doi dintre ei au reușit să rămână în magazin, că i-am ținut, ceilalți au fugit. Am mers la poliție cu cei doi, poliția îi cunoștea, au zis că nu este un fur foarte mare ca să le facă ceva, pe ei bufnea râsul acolo în secție. Au zis că ce contează, dacă îmi fură de 50-60 de lei, asta e nimica, nu reprezintă un pericol public. Femeia din imagine e disperată. Atât ea cât și sora ei, din magazinul căreia au fost furate mai multe conserve, au fost victimele acelorași hoți. Au dus imaginile de pe cameră la poliție, ba chiar pe doi dintre ei i-au dus personal la secție, ca acolo hoții să le râdă în nas, spun ele. Nu mi se pare normal, pentru că așa mergem toți la furat în fiecare zi de 50 de lei, 60 de lei, 70 de lei și ce o să le mai muncim, nu? Indivizii fac parte din aceeași gașcă de hoți de buzunare care a băgat spaima în timișoreni. Cristian Brâncovan i-a filmat în nenumărate rânduri, însă justiția nu ar fi luat până acum măsuri. Există probe cât se poate declare. La furturile din magazine chiar nu pot să înțeleg. Mereu se motivează că e prejudiciu mic, dar dosarele se pot conexa. Vorbim de fix aceiași autori. Unul dintre ei nu este deloc străin închisorilor. Condamnat de mai multe ori, bărbatul revine de fiecare dată la prima lui dragoste, furatul. Polițiștii spun că le-au întocmit dosare penale suspecților de fiecare dată. Cel mai probabil, procurorii de caz sunt cei care consideră că prejudiciul adus e prea mic să fie luat în calcul. Nebărsi va aduce profituri nemai văzute pentru cei care au afaceri pe litoral. Nu este nicio exagerare. Ultimele apartamente disponibile au prețuri cu 50% mai mari decât weekendul trecut, iar prețurile la șezlonguri vor crește și ele simțitor. Asta în cazul în care veți mai găsi ceva disponibil. Vreți să știți exact cât de mari vor fi prețurile la mare weekendul următor? Ei bine, festivalul Never Sea a fost prilejul perfect pentru afaceriștii de pe litoral să crească vertiginos prețurile, unde cererea e mare și oferta e pe măsură. La noi la plajă avem în jur de 300 de șezlonguri, în weekendul de Never Sea vom avea plin, în jur de 30 de lei am avut săptămâna trecută, vor crește foarte puțin, 35 de lei pentru acest weekend. Deși piperate, prețurile n-au speriat turiștii, ba din contră. Aproape toate șezlongurile, pernele și paturile din nordul stațiunii Mamaia au fost rezervate. Ne așteptăm să vină foarte mulți turiști, avem totul aproape deja rezervat. Nici la cazare speranțele nu sunt prea mari. Au mai rămas doar apartamente la preț de Ibița, iar hotelierii au pariat totul pe bunăstare, confort și profit. În acest weekend, datorită evenimentului care are loc la malul mării, prețurile vor crește cu 30, 40, 50%. Sunt și proprietăți care au urcat deja prețurile cu 100%, datorită faptului că sunt deja ocupate și mai au numai câteva camere libere. Cei care au mirosit oportunitatea își vor muta cu totul afacerea pe plaja modernă din Constanța, chiar lângă festivalul Never Sea. Mai precis, instructorii autorizați vor da lecții pentru toate sporturile nautice. Practic, atunci când vă săturați de muzica DJ-ilor, puteți face o escapadă pe mare, unde veți auzi doar zgomot de valuri. Vom avea o zonă dedicată kitesurfingului, surfingului și stand-up paddlesurf, și începând de la, nu știu, 45 de lei la 50 de oră. Noi vrem să-i atragem către aceste sporturi, asta înseamnă un festival, un cumul de activități, și noi vrem să-i atragem către sporturile nautice. Dacă veți face plajă în stațiunea Mamaia, veți constata că unii barmani au inventat cu ocazia festivalului și cocktailuri cu tematică, de pildă băutura numită Never Sea. Rom, sour, sirop de zahăr, shake fără gheață, paharul bine răcit. Never Sea va avea loc în acest weekend pe plaja modernă din Constanța de vineri până duminică. Unii dintre cei mai mari artiști vor cânta acolo, printre care Tiesto, Fatboy Slim și Afrojack. Scandal mare într-o comună din Olt, un sat întreg s-a răsculat împotriva preotului. Oamenii spun că slujitorul domnului nu își face datoria. Nu trece pe la biserică, le vorbește urât, ba îi mai și pedepsește. Mi-a făcut bete! Așa v-a zis? Da! Cum vă vorbește el? Urât! Ce pedepse vă dă? Să facem mătăni în fața lui! Așa vă pune? Da! Tatăl nostru care ești în cer, sfințească numele tău, fie împărăția ta.
în cor în fața ușii bisericii ferecate cu două lacăte. Așa se roagă enoriașele din satul Frunzaru. Revolta lor a pornit de când vechiul preot a fost înlocuit de un altul, scump la vedere și slobod la gură, susțin credincioasele. La el și moartea ar trebui să aibă programare. Murim cu program, e totul programat. Deci dacă vreți să se întâmple ceva, acum e programat. N-avem voie, n-avem voie. Dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva, n-aveți voie. A murit mortul. Spune cum muri acum, că nu e părintele aici. Odată la 3 săptămâni ar veni preotul la biserica din sat, iar când o face, împarte pedepse și afurisește, acuză credincioasele. I-a pus-o să-i facă mătanii în fața lui. Păi, unde-i doamna care? Nu s-a mai pomenit în cazul. De la Uria. Păi, de ce să facă mătanii în fața lui? Păi, de ce i-a sunat telefon? Pedeapsă. De ce a pedepsit-o? Da. Vorbește foarte urât cu lumea. E atât de trufaș și atât de arogant. Și nu vorbește toate. Nu seamănă preot. Azi că sunt pătajumica, nu răspunde la telefon. Păi dacă e mor și avem pomeniri și pomeni, nu răspunde. Și ce faceți dacă aveți? Nu facem. Femeile se plâng că au pomelnicele plătite, dar preotul, care ține încă 2 parohii, nu vine să le citească. Nu-l mai vrem. Dar faptul că v-a vorbit urât, v-a deranjat. Da. Nu ne trebuie întotdeauna preot. N-avem. Biserica închisă. Contactat telefonic, părintele se disculpă. Eu trebuie să mă apăr. Pentru că Dumnezeu e sus și știe dacă am greșit, cum am greșit și ce am greșit. Eu în fața oamenilor ce să mă apăr eu? Din moment ce n-am greșit cu nimic. Dacă Mitropolia Olteniei nu va lua măsuri, oamenii au de gând să meargă la o altă biserică. Pe blocul Turn, ca la plajă. Colegii mei de la Timișoara au surprins niște muncitori care lucrează la etajul 7 fără niciun echipament de protecție. Explicațiile oferite de șeful de șantier sunt năucitoare. Uite, dar au doar vestă. Fără niciun fel de echipament. Crezi că poate oricând să cadă de acolo, uite cum s-a atârnat și n-are cască. Ia uite, la peste 10 metri înălțime, fără cască, fără... Tipic! Îți pun viața în pericol? Da, pe al lor, da. Pe marginea prăpastiei. Așa am găsit mai mulți muncitori care lucrau de zor pe o clădire turn. Dacă n-ar fi avut vestele pe ei, am fi putut spune că se pregătesc să plece la plajă, nici de cum la înălțime pe șantier. Nu e normal să lucreze fără echipament de protecție. Pe acest bărbat, doar un pas îl desparte de o cădere în gol. Fără cască, fără hamuri ori corzi, un accident îi poate fi fatal. Au echipament de protecție. Uitați-l pe domnul de aici, de pe margine, e doar cu șapcă de soare. Nu are cască. Da, n-are cască, bănuiesc că a lăsat-o jos. N-ar trebui să fiți prinși cu ceva în momentul când faceți la înălțime? Da, dacă observați, se face balustradă, deci nu stă nimeni pe margine. Ba, nu, i-a filmat, sunt pe margine. Ia uite cum stă pe margine, fără cască de protecție. Singura lor protecție e cea față de soare, șapcă în loc de obligatorie cască. Echipat corespunzător, dirigintele de șantier încearcă să se disculpe și aruncă vina pe subalternii pe care nu-i poate struni. Îi sancționăm? Dar se pare că așa e românul, trebuie să stea tot timpul cu gura pe aici. Am 5 minute că m-am dat jos, deja lasă casca jos. Normal e să dă amendă. Uitați la domnul ce escaladează tot cu șapcă, fără cască de protecție, de la dumneavoastră. Vedeți? Are ham, dar nu are cască de protecție. Adică ba una și la alta, ba nu le-au pe amândouă. Cum lucrați la înălțime doar cu șapcă? Și uitați și cu bocancii așa rupt, păi vă protejează? Asta e viața. Viața. Călcați pe ăsta. Cum să nu mă protejez? Dacă e bombeu de fier. Dar srupți. Da, srupți că am rupt eu, că mă opăresc. Mă opăresc la tălpi, vară. Unde-i lege, nu-i tocmeală, spun inspectorii ITM. Dacă angajatul, lucrătorul, nu are acest echipament, tot în sarcina angajatorului revine de să găsească soluții prin maestru, șeful de echipă, să oblige acești lucrători să poarte acest echipament. Amenda e dată angajatorului între 4.000 și 8.000 de lei pentru că nu reușește să-și oblige angajații să poarte echipamentul de protecție.
Un an întreg a stat după gratii un tânăr din Iași, deși polițiștii și procurorii care l-au cercetat sub acuzația de omor n-au avut niciun moment dovezi ca să-l închidă. De greșeala revoltătoare s-a aflat abia acum când magistrații au ordonat punerea imediată în libertate a tânărului. Toți din sat, toți sunt bucuroși când l-au văzut, că i-au făcut un copil cu mine. Ce ți-a spus? Pur și simplu că ai jurat? Da. Ai făcut majorat în închisoare? Da. Cei 18 ani i-a împlinit după gratii în penitenciarul de minori și tineri Tichilești. Dacă îl întrebi, nu știe cum a ajuns acolo. E normal? E normal. Coșmarul lui Alexandru a început anul trecut în luna iulie. A fost martor atunci la un scandal care s-a sfârșit cu moartea unui om. Fratele lui și un alt consătean l-ar fi bătut crunt pe un vecin până l-au omorât. La închisoare însă au ajuns toți trei. A fost de ajutor cu câțiva ani până l-au arestat. Nu știu motivul care a fost, nu-l cunosc. Alexandru, minor pe atunci, a ajuns, se pare, în centrul de detenție după ce anchetatorii au fost induși în eroare de mărturiile de la fața locului ale unor copii de 11 ani. Dacă inițial spusele lor îl indicau ca făptaș pe băiat, ulterior, la a doua audiere, copiii au spus că n-au văzut ce s-a întâmplat fiindcă erau ascunși prin porumb. După un an de detenție, judecătorii au dispus ca Alexandru să fie imediat eliberat. Venit de la Brăila, m-a ajuns în gară. Din gara am venit pe jos până acasă. Ce vedeți? N-am ce să plătesc. După un drum care părea că nu se mai termină, băiatul a ajuns acasă. În poartă l-au așteptat părinții. El nu voia mort. Eu n-au viață ceilalți de. Păi el era de casa noastră, noi am avut încredere în trânsul. Nu ne-am ferit nimic de el. O știut un zbani, o știut un ior și o șeșmi. N-am avut probleme, nu. Și când ați auzit că a venit acasă, i-a dat drumul? La noi a venit prima dată. E băiat cu minte, nu poți să ne pune mâna în fură. O stat singur acasă la mine, de multe ori. N-am avut probleme deloc cu el. Și nici pensat nu au făcut probleme. Ce s-a întâmplat atunci de arestat, nu știu, nu poate să-mi dau seama. V-a povestit ceva despre cum a fost acolo? Nu, nici n-am curaj să-l întreb, că știu că în pușcărie nu e ușor. Eu am stat în armată și nu am fost ușor, dar el închis. Până să ajungă în centrul de detenție, Alexandru muncea cu ziua prin sat. Se bucură că oamenii care îi dădeau de lucru înainte l-au primit și acum cu brațele deschise. Cât despre cei din vina cărora a stat un an în închisoare, băiatul nu-i vrea pedepsiți. A greșit, spune el, e omenește. Eu sunt bucuros că sunt în libertate și nu mai trebuie. E buluc mai ceva ca la pomul lăudat la școala gimnazială Sfinții Voievozi din capitală. Este singurul centru pentru înscrierea la liceu a absolvenților din provincie care vor să învețe în București. Așa că vin candidați și părinți din toate colțurile țării. Așteptăm să ne strigem, să le vină rând. Dacă ne cer și stăm o grămadă în fața liceului, ce rezolvă? Răbdare. De asta au avut nevoie sutele de părinți din provincie care vor să-și înscrie copiii la un liceu din capitală. Cum ieri pe ploaia torențială nu prea s-a înghesuit nimeni, astăzi au dat năvală cu sutele. De la 10 stați? Da. Și mai aveți de stat? Oho, cred că până diseară. Suntem singurul centru pe București, este normal. Mai sunt două zile și eu chestia acum. Depui cererea asta aici, da, cu codurile. Și mâine vii să veri să vezi dacă sunt identice cu ce ai depus tu. Încă o dată să stă la coadă. Părinții sunt nemulțumiți de drumurile pe care trebuie să le facă. Prima dată vin să completeze fișa și mai bat drumul a doua zi ca să verifice dacă datele introduse de ei au fost înregistrate fără erori. Problema e că pentru verificarea acestor liste completate trebuie să stăm la tabele, ne strigă, când putea simplu, zic ca o soluție, afișarea lor. Însetați și epuizați după ore petrecute în soare, unii părinți s-au așezat pe terenul din curtea școlii. Suntem 534. Intră și noi până de seară, calmi așa. Că oricum, dacă ne cer și stăm grămadă în fața liceului, ce rezolvă? Înscrierile se fac până joi inclusiv, iar verificările până vineri. Abia apoi acestea vor fi introduse în sistem. Programul teoretic se termină la 5. Practic se termină
când se va termina. Pe 12 iulie are loc repartizarea computerizată în liceele de stat pentru absolvenții clasei a 8-a, iar pe 13 iulie se afișează listele. Bani mulți și muncă puțină. Spuneți dumneavoastră dacă nu e ăsta visul oricui. Chiar și în aceste condiții tot mai există nemulțumiți. Un exemplu sunt parlamentarii. Au vacanță 3 luni pe an, muncesc 3 zile pe săptămână și câștigă 13.000 de lei pe lună de la 1 iulie. Credeți că le ajunge? Ianuarie, iulie, august, 3 luni zile pe an. 3 luni, da. Da. Nici săracii belevi care totuși învață și sunt chinuiți în școală nu au atât cât avem noi. Avem multe, multe de făcut în Parlament ca să dovedim că ne merităm leafa. Ne-am obișnuit să vedem imagini cu politicieni în vacanță, unde mai pui că ei nu au un concediu ca tot românul de o săptămână la mare sau la munte. Vara au liber 2 luni, iar iarna o lună. Anul acesta concediul vine la pachet cu un salariu mai mare. 13.000 de lei brut vor încasa parlamentarii după adoptarea legii salarizării. Pentru unii învățați să petreacă prin cluburi, leafa însă tot nu ajunge. Ok, leafa acum că s-a majorat conform noii legi salarizării? Pentru statutul de parlamentar este în regulă, dar pentru ceea ce face fiecare parlamentar în Parlament astăzi în România, cu siguranță nu. Alții se bat cu pumnul în piept că nu și-au dorit salariul mai mare, dar dacă așa s-a votat, să fie primit. Chiar cu această mărire, nejustificată din punctul meu de vedere, nejustificată pentru că erau alte categorii mult mai importante, profesorii și medicii trebuia să aibă o prioritate față de parlamentari. Suntem în data de 4 iulie. Lumea bună e deja în vacanță. Doar câteva comisii mai lucrează în Parlament. Nu m-am simțit niciodată atât de singură în Casa Poporului. Dacă la Senat am mai găsit câțiva parlamentari care lucrau în comisie, ei bine, la Camera Deputaților bate vânt de vacanță. Nici nu-i de mirare. După ce li s-au mărit și lefurile, deputații au plecat acum în concediu în lunile iulie și august. Cei care mai dau pe la birou afișează o ținută lejeră. Cum de nu ați plecat în vacanță? Nu am plecat în vacanță. Nu am planuri de vacanță. Plecați în vacanță? Săptămâna asta rămânem totuși pe aici. Parlamentarii revin la muncă abia pe 1 septembrie. Timp suficient să-și încarce bateriile, dar oare se vor întoarce și cu mai mult chef de muncă? A început nebunia reducerilor în pragul concediilor, mai toți românii pășesc în paradisul cumpărăturilor. Magazinele au afișat deja lichidările de stocuri, iar prețurile au fost reduse cu până la 50%. Sezonul reducerilor este oficial deschis. Cu mic, cu mare, românii par să fi luat drumul magazinelor chiar înainte de vacanță. Fie că au plecat în căutarea costumului de baie sau a ghetelor pentru munte, reducerile i-au făcut să scoată banii din buzunar. Profitați de reduce? Încercăm. Am luat și eu ce am putut. Cum vi se par reducerile? Foarte bine, foarte bune. Bluze, pantaloni scurți. Cela și de încălțat și de îmbrăcat. De toate. Reduse până la jumătatea prețului, atât hainele cât și accesoriile nu trec neobservate de către clienți, iar unii chiar merg pe premisa: și iarna se reduce și vara, dar e bine să ne îmbrăcăm vara pentru iarnă și iarna pentru vară. Mulți sunt tentați să cheltuiască fără măsură atunci când vine vorba de reduceri și uită că mai trebuie să rămână ceva și pentru concediu. Că da, puține zile așa, da. Acestea le avem în permanență. Vacanța se duce. Marile magazine anunță că reducerile vor continua până la sfârșitul lunii iulie sau, în unele cazuri, până la epuizarea stocurilor. Petrecere surpriză pentru Valeria Arnăutu, solista de muzică populară, aniversează 55 de ani chiar pe 4 iulie, de ziua Statelor Unite ale Americii. Prietenii ei dragi din America au venit special pentru acest chef. Acolo este și colega mea, Dana Luțu. Bună seara! Cum sărbătorește Valeria Arnăutu de ziua ei? În stil american sau tradițional românesc? Bun găsit tuturor! Astăzi Valeria Arnăutu sărbătorește 55 de ani, nu în stilul american, pentru că e ziua Americii, ci în stilul tradițional românesc. Deși văd că ați avut hamburger. Am avut jumate. If you're American, you always have time for a hamburger. Să înțeleg că i-a venit în
micuța născută la New York, dar cântă muzică tradițională românească. Și nu s-a putut dezlipi de ziua Americii, de un hamburg și de cartofi. Nu se poate. Nu se poate. Nu se poate. Dar noi... Bine, toate să-i spunem... Cum a gătit? Mai bun, dai tu cârnatul oltenesc pe un hamburger. Niciodată. Nu știu. Și dacă vorbim de cadouri, văd că aici toată lumea ți-a adus, domnul Turda, cu flori, prietenele gătite. Ce i-a adus, adus aici? Hai să vedem. Produs nou atunci când cel vechi se defectează sau îl repari pe acesta din urmă. Cei care sunt puși pe meșterit scapă mai ieftin. Americanii îi spun do it yourself, românii numesc metoda rezolvăm orice. Ei bine, această practică poate fi dusă mult mai departe. Învățăm cum să reutilizăm produsele banale din casă pentru reparații gratuite. Totul în rubrica știrilor Canal D, cât te costă. Andrei Antonescu îi cam place să se joace cu focul, dovadă stă faptul că tocmai a lansat o piesă cu titlul Amanta Fidelă, când toată presa voiește că lucrurile nu ar fi tocmai roz în căsnicia ei. Care este adevărul, aflăm direct de la sursă. Și exact într-o telenovelă, vrei să fiu amanta fidelă, tu iei tot și nimic nu dai. La știrile Canal D vorbim despre cele mai fidele amante cu cea mai fidelă nevastă. Andrei Antonescu, bună! Bună seara, bună seara! Vrei și cu mine și cu sufletul în rai. Suntem un pic șocați de titlul noi tale piese, așa, care este Amantă Fidelă. Cristu, știi foarte bine că așa. Eu de fiecare dată nu am încercat să mă ascund în spatele unei imagini. Andreea, oare ce vrei să spui cu asta? Este un mesaj care mie mi s-a părut interesant. Mi se pare un mesaj extras din viața oricărei persoane, pentru că la urma urmei, indiferent de orice, știi foarte bine că toți ajungem în anumite puncte. Lăsăm însă acum puțin muzica deoparte și trecem la viața reală. Tu crezi așa că în viața de zi cu zi amantele sunt fidele? Toți așa. Avem prieteni, da. Toți avem prietene, da. Fiecare om are povestea lui, da. Dar da, să știi că din cele auzită de mine de-a lungul timpului, am senzația că amantele sunt mult mai fidele decât nevestele. Da, asta sunt poveștile care au ajuns la urechile mele. Andreea este o soție fidelă, o soție model. Mai ales că tu-l cunoști și pe Traian, îți dai seama că nu poți să zici altceva. Puțin știu că, deși este căsătorită cu acte în regulă, Andreea Antonescu nu a primit vreodată un inel de logodnă. I-am și zis lui Traian la un moment dat în glumă, zic, fii atent, divorțăm, că da. Tot zice toată lumea de 3 ani de zile că suntem în divorț, am divorțat, după care mă cer de nevastă, exact în stilul ăla tradițional român. Cu inelul cu diamant, cu petrecerea. Știi cum e? Am și eu 2-3 prieteni care pot analiza diamantul, care se pricep la chestii de genul ăsta și vedem a doua oară dacă răspunsul va mai fi. Nu te voi ierta, te rog. Totuși, Andreea recunoaște că ar intenta divorț dacă soțul se va dovedi a fi infidel. Nu pot să zic că sunt o persoană geloasă, dar am și eu limitele mele. Normal. Bineînțeles că atâta timp cât ofer niște lucruri, mi-aș dori să primesc...
pe cât posibil înapoi și da, nu, în momentul de față nu cred că aș putea trece peste o infidelitate. O veche vorbă românească spune că ochii care nu se văd se uită, dar oare cum afectează distanța relația dintre artista care locuiește în România și soțul ei, stabilit tocmai în America? Nu pot decât să-ți spun că eu mi-am dorit și îmi doresc o relație sinceră. Noi am pornit cu gândul că vom rămâne împreună până la sfârșit. Pot să-ți spun că lucrez și muncesc pentru a menține relația de 13 ani, ceea ce nu e foarte ușor, mai ales în zilele noastre, și sper să fie totul bine până la final. La urma urmei, nu va depinde totul de mine. Maia, fetița lui Connector, se bucură de soare, mare și nisip. Mișa este cea care a filmat-o și a pozat-o în toate felurile, mândră că fiica ei este frumoasă și sănătoasă. Acum un an, Maia a fost suspectă de o boală incurabilă de sânge, iar Connector și Mișa s-au speriat îngrozitor. Din fericire, a fost doar o alarmă falsă. Maia este sănătoasă și se bucură acum de momentele petrecute cu mami la plajă. Maia are 2 ani și jumătate și este cea mai de preț comoară a lui Connector. Micuța este răsfățată cu tot ceea ce își dorește. Se pare că minunea lor este fană a scufiței roșii, așa că mereu se îmbracă adecvat. Virale pe rețelele de socializare sunt și imaginile cu Miriam. Are aproape un an și este fiica celei mai bune prietene a Monicăi Gabor, Mădălina Apostol. Micuța își începe ziua dansând, se așează lângă radio și se distrează de minune. Se pare că dansul l-a învățat înaintea mersului și îi place enorm. Miriam câștigă deja bani frumoși din reclame care sunt difuzate peste hotare. Nu e zi în care să nu se defecteze câte ceva prin casă. Ce facem în această situație? Fie dăm fuga la magazin și pentru suma potrivită rezolvăm problema, fie ne punem pe treabă singuri cu investiții minime. Învățăm imediat cum să rezolvăm cele mai frecvente probleme din casă, fără nicio cheltuială. Totul în rubrica știrilor Canal D, cât te costă. Niște agrafe, elastic de bani, o foarfecă și alte produse pe care le găsim în orice gospodărie. Ei bine, cu ele putem deveni meșterii casei. Nu vă speriați! Nu-i nevoie de cine știe ce îndemânare. Noi am testat mai multe trucuri simple și vă spunem care dintre ele funcționează cu adevărat. Pornim de la o investiție minimă. Haide să spunem 10 lei pentru o cutie cu agrafe, o sticluță cu acetonă sau o folie de aluminiu. Asta dacă nu le aveți deja ascunse prin sertare. Aceste obiecte au întrebuințări care vă pot uimi. Nu există vreo problemă de acasă care să nu-și găsească o rezolvare pe unul dintre rafturile magazinului. E suficient să găsim raionul de care avem nevoie și gata, am scăpat de problemă. Simplu, dar bineînțeles, cu o cheltuială pe măsură. Așadar, dăm o raită prin magazine, dar cu buget minim. Nu înlocuim ce s-a stricat, ci pur și simplu căutăm soluții pentru a repara. Produse de curățenie pentru baie, pentru bucătărie, hol, detergent, cosmetice. Astfel de cheltuieli există în orice gospodărie și cum fiecare leu e important, trebuie să găsim soluții pentru a face economii. Vorbim astăzi despre conceptul do it yourself. Pe românește îi putem spune cam așa, repară de unul singur cu cheltuieli minime. Dar do-it-yourself înseamnă mai mult decât atât. Poți învăța cum să refolosești produse care zac ascunse cine știe pe unde. Iată, spre exemplu, acest filmuleț care te învață cum să folosești cheițele de la dozele de suc pentru a câștiga spațiu în șifonier. A fost văzut de peste 340 de milioane de persoane. Ați auzit bine, 340 de milioane. Așadar, do-it-yourself are căutare. Și totuși, dacă există pe internet, nu înseamnă automat că și funcționează. Deci, să testăm! Pornim la drum. Scoatem doza de suc din frigider, o deschidem și nărăcorim. Dar nu despre asta e vorba. Hai să încercăm cu umerașul ăsta. Descoperim însă că umerașul românesc e cam gros. Sau cheița prea subțire. Renunțăm... Sau schimbăm cheița, dar și umeraș.
De data asta funcționează mai bine cu un umeraș mai subțire. Problema e că nu face economie de umerașe. În plus, nu există garanția că hainele nu se vor șifona în acest fel. Ideea este bună, dar nu putem spune că funcționează 100%. Rămânem la capitolul șifonier și descoperim o altă metodă de a face hainele să nu mai alunece de pe umeraș, mai ales cele subțiri de damă. E suficient un elastic de bani montat în acest fel. Tot pe internet descoperim și alte soluții pentru a utiliza aceste banale elastice. Spre exemplu, putem scăpa de problema ustensilelor de bucătărie care alunecă pe marginea oalei atunci când gătim. E un principiu simplu de altfel, dar care funcționează. Pentru că nu avea nicio muchie, aluneca acum, se oprește în elastic. Rola de hârtie din bucătărie nu are un loc al ei, desigur putem cumpăra un suport special. Sau folosim un banal umeraș. Tăiem partea de jos a umerașului, introducem rola de hârtie și o agățăm oriunde ne dorim. Undeva tot am greșit. Trebuia să alegem un umeraș simplu. Dacă e vară, e sezonul vacanțelor. Deci, cum împachetăm hainele? Iată ce ne învață internetul. Din două mișcări, tricoul e ca și împachetat. E nevoie de vreo abilitate specială? Practic, sunt importante cele trei puncte de pe tricou. Să vedem cum iese. Aproape ca în filmuleț. Să vorbim acum despre agrafele pe care fiecare dintre noi le are prin casă. Spre exemplu, rezolvăm cu ajutorul lor problema fermoarului care nu se mai deschide. Sau... Cea mai mare problemă cu rola de scoci este că îi găsești foarte greu capătul. Asta o știe toată lumea. Ei bine, o agrafă lipită de capătul rolei te ajută să o deschizi fără probleme, oricând ai nevoie. Trecem acum la capitolul curățenie. Blenderul din bucătărie devine un coșmar atunci când trebuie curățat. Internetul ne promite că putem rezolva problema din trei mișcări. Prima mișcare, adăugăm apă și detergent de vase sau chiar săpun lichid. A doua mișcare, pornim aparatul și îl lăsăm să funcționeze. Pasul numărul 3, clătim și, teoretic, am rezolvat problema. E destul de curat. Doar aici, în partea de sus, au mai rămas ferme. Așadar, trucul nu funcționează chiar 100%. Iată o altă metodă pentru cafetiera plină cu urme de cafea. Adăugăm gheață, sare și apă. Amestecăm și urmele dispar. Gheața și sare acționează ca un abraziv care înlătură petele. Ideal e să faci asta deasupra chiuvetei ca să nu stropești peste tot. Poate că metoda funcționează dacă urmele sunt proaspete. Cu cât uiți mai mult timp de cafetieră, cu atât ea devine mai greu de curățat. Iată și alte metode de a curăța vasele. Spre exemplu, poți scăpa de urmele de arsură din tigaie punând o cantitate mare de sare la fiert. Trecem la capitolul pantofi, unde descoperim o metodă simplă pentru a scăpa de urmele de murdărie. Produsele astea pentru pantofi m-au costat peste 50 de lei. Ei bine, folosim doar bețișoare pentru urechi și acetonă. Cam așa arată soluția de pe internet. O aplicăm și noi. Cam incomod cu bețișorul. Da, conform instrucțiunilor, trebuie să curățăm cu bețișorul îmbibat în acetonă toate urmele. Mult prea incomod. Ei bine, haideți să îmbunătățim ideea de pe internet. Asta se numesc dischete de machiante și ar trebui să ne ajute mai mult. Ideea este că nu trebuie să ne aruncăm la produse scumpe de curățat. Soluția poate fi găsită chiar în dulapul din bucătărie. Bicarbonatul de sod este cel mai bun produs de curățare și cel mai ieftin, doar 50 de bani pe pliculeț. Iată o metodă destinată doamnelor care trebuie să folosească acetonă pentru a-și curăța oja de pe unghii. Avem nevoie de un burete pentru vase crestat cu un cuțit în vârf. Îl introducem într-un borcanel și turnăm deasupra acetonă. E suficient să treci fiecare deget prin buretele îmbibat cu acetonă și oja e istorie. Simplu și comod. Trecem la folia de aluminiu, un alt produs pe care îl găsim în multe case. Prima idee descoperită ne arată cum putem rezolva temporar lipsa unei baterii. Înlocuim bateria lipsă cu un așa zis cocoloș din aluminiu și gata, am rezolvat problema. Telecomanda funcționează. Chiar așa să fie? Nu funcționează. Nicio problemă, găsim o mulțime de alte întrebuințări pentru folia de aluminiu. O folosim ca pâlnie dacă ne lipsește așa ceva. O putem pune în tigaie când prăjim ceva și scăpăm în acest fel de curățatul vaselor după gătit. Mai mult, o bucată de folie de aluminiu așezată pe codița bananelor le menține mai mult timp proaspete. Iar dacă e să vorbim despre idei do-it-yourself care implică și oarecare îndemânare, atunci iată cum din câteva cârlige pentru rufe și un capac din plastic, plus niscaiva lipici,
facem un suport pentru pixuri de toată frumusețea. Am vrut să vă demonstrăm un lucru simplu, nu orice metodă de pe internet funcționează cu adevărat. Însă, de multe ori nu te costă nimic să experimentezi și chiar să îmbunătățești de unul singur ideile altora. Așadar, spor la treabă! Și nu uitați regula de aur! Aveți mare grijă de banii dumneavoastră! Știrile se opresc aici. Rămâneți cu noi. În câteva minute începe Dragoste Infinită. Ne revedem mâine de la ora 18:45. O seară frumoasă vă doresc. La revedere!